așa și se pare și că ești relaxat. E extraordinar. Șocat, băi, deci eu sunt, nu vine să cred că ăsta, o, că omul ăsta este de pe Terra. Păi nu e, nu vezi că e de spațiu? Hello. Hello. How are you? I'm good. I'm very happy to be here. Where do you come from? I'm from Berlin, Germany, but I'm half French. Half French. Efectele de scenă excepționale. Thank you, thank you. Propunerea scenografică excepțională, dar nu a fost nici pe departe față de maestria ta atletică. Baloanele au zis, bă, e prea bun. Thank you, thank you. Nu am văzut povestea cu baloanele, am văzut cât de bun ești tu. Thank you. Cum a fost, bă, am rămas șocat. Nu vreau să cred ce văd. Deci eram direct Cirque du Soleil. Pentru mine bucuria este că am dus numărul ăsta direct în semifinală și că îl mai vedem o dată. Omul a fost incredibil. Deci omul făcea cu atâta ușurință, cu o expresivitate incredibilă. Rene mi se pare așa o poezie de om, de suflet. Ce am văzut în numărul lui, lăsând la o parte acrobațiile pe care le-a făcut, de unde a puterea să creeze tot momentul ăsta cu emoțiile, cu balonul care a plecat, a venit, s-a întors.
L-am privit pe Remi ca pe un om la care n-aș putea vreodată să ajung, pentru că e atât de sus, a ajuns atât de sus încât noi putem doar să fim cu picioarele pe pământ și să visăm, să ajungem la înălțimea la care el a ajuns. Remi este un fenomen.